Doamne, atotputernice și atot îndurate, îmi aduc aminte că te-ai născut om din sfânta fecioară în peșteră și ai fost vândut cu 30 de argenți de ucenicul cel viclean, ca să ne răscumperi pe noi, păcătoși, de sub puterea diavolului. Pentru aceasta te rog, îndură-te de mine, păcătosul. Primește, Doamne, această mică rugăciune mea și umilita mea voință, că mă întristez pentru că te-am întristat și mă amărăsc pentru că te-am supărat fără de număr. La tine, prea bunule Mântuitor, am toată nădejde și cred că tu, care din iubire de oameni ai primit să fii vândut pentru noi, te vei îndura și de mine acum, ca să mă mântuiești de chinurile cele de veci și să mă vrednicești împărăției tale. Nu te depărta de la mine, Doamne, și ajută-mi ca în toate să fac voia ta, să nu te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele cele păcătoase, nici să te bajocoresc cu cugetele mele cele rele, precum făceau iudeii cei necredincioși în timpul sfintelor tale patii, ci ca femeia cea păcătoasă să spăl picioarele cu lacrimile ochilor mei, ca să mă îmbrănicesc, auzi și eu din gura ta cea dulce, iertate să-ți fie păcatele mele. Doamne ajută!